Salutare, dragilor! În acest video am să vă filmez cum pun o coloană de duș. Robinetul și dușul complet. Sper să vă placă! Este vorba despre această baie. Nu am filmat eu foarte mult. Încă nu este gata, mai sunt de făcut mici retușuri care, de moment, am adus-o pe Ela și Ela face retușurile pe aici. Focalizează-mă. Nu am lumina bună și nu focalizează așa bine. Pentru că au mai rămas mici probleme. Și el are mai multă răbdare ca să facă retușurile. Aceasta este cada încastrată despre care v-am spus. Aici avem trapa de vizită. I-am dat cu un kit, dar i-am dat foarte puțin așa pe deasupra, ca să nu se vadă. Acela se va tăia, în caz de este nevoie să ajungem la sifon, se va tăia și vom avea acces. În principiu este cam gata, mai trebuie să lase usuce benzile, am dat ultima mână, după care voi aplica un gled de finisare pe toată placa și voi vopsi cu o vopsea satinată. Mai sunt mici retușuri și în rest este cam gata. După ce voi termina cu tavanul, cu placul, cu tot, după aceea voi face partea de jos. În referență și gresie, încă nu este făcută pe niciunde, nici la duș. Partea de jos am lăsat-o să nu murdăresc. Această coloană de duș este de la Groye, o gamă medie, adică Groye este o marcă puțin mai de lux, să-i spunem, mediu înalt, ceva de genul. Dar aceasta este din gama lor, este o gamă medie, nu este un robinet foarte scump, am așteptat cu în jur de 300 de euro. Și atunci va veni montat aici, în această parte. Asta vă voi filma acum în acest video. După aceea va urma paravanul, voi pune paravanul, acela va fi alt video. Voi pune WC-ul aici, acela va fi alt video. Iar aici va veni lavoarul. Va veni un lavoar de 1,20, de acolo, ceva de genul până aici. Este dublu lavoar. Și acela iar voi filma aparte. Acolo va veni un uscător de prosoape, cum îi spune, un calorifer din acela, știți de care vorbesc, este electric, va veni prins în perete, îl voi filma și pe acela, poate ajută pe cineva. Și în această parte va veni un dulap, nu știu exact de cât este, de 60 dacă nu mă încerc, de 60 pe 30, și va veni până sus. Bun, dragilor, eu voi pune pe tepied să vă filmez și sper să vă plac.
Acum nu vă uitați, încă șantierul nu arată foarte bine, este murdar, încă sunt încă multe retușuri de făcut. Voi fi la sfârșit și sper să vă placă. Aici avem instrucțiunile în o groază de link. Aici avem dușul și vine sus, partea de sus. Dar pe noi ne interesează, deci avem absolut totul complet. Este un kit. Acesta este sistemul de tubere. O să le vedeți imediat. Pe noi ne interesează prima și prima dată robinetul. Acesta este robinetul. Este frumos, elegant. Și avem lucrurile de acest amare de pe acum. Aici avem niște șuruburi de rezervă. De garnituri și de acestea două. Da, vedeți, acestea nu sunt bune. Vor trebui puse altele și nu cred că am la mine. Altele mai mici. Capacele le-am tăiat, le vedeți, acum sper să fie bune, vorbesc și văd dacă nu mai trebuie luat din ele, pentru că să merg să cumpăr altele durează mult și aceea parcă prefer să merg așa, să le tai. Acum să vedem. Nu este de ajuns. După la ochi așa. După mine mai trebuie puțin, dar nu sunt sigur, o să probez. Deci este bine să aveți la voi tot felul de scule și accesoriile sunt importante, să aveți discuri pentru așa ceva, discuri de inox, de toate felurile. La fix și le-am tăiat la boți, putem spune, le-am marcat, bineînțeles, deci am pus pe o suprafață dreaptă și am pus creionul, îl țineam exact la distanță și atunci am plăteam de abajur și l-am marcat și așa l-am tăiat cu flexul. Dar așa pot continua. Și acum urmează să iau măsurile. Aici avem sistemul, este un sistem foarte inteligent, se încastrează.
Aici este cu dublă garnitură, avem o ringă exterior și avem și interior. În felul acesta. Și partea de sus, să fiu sigur. Și asta vine cu un șurubire din acela cu Indus, care, observați, are la fel, are sistemul aici cu două ring și este cu trei. Și voi băga trei divuri. Chestii de-astea trebuie să aveți mare grijă. Deci vă spun din experiență. O mică neatenție și eu exact așa, în situația asta, mi s-a învârtit și am spart paravanul deschis. M-a costat. Bun, așa ceva va veni. Care se va strânge aici. Aproximativ, deoarece furtunul de duș va veni în partea schimbă. Bun, acum voi da găurile și îl voi fixa. M-am încurcat puțin. Acesta este de fapt un singur șurub, un șurub bun și un dublu special, care sper că va fi suficient. Dacă nu, voi pune alt dublu. Atunci vine ceva de genul. Trebuie să le fac încă. Sper să se vadă ceva. Nu se vede nimic. Facem să se vadă imediat. Să pun exact pe mășură. Da, acum se vede. Tot timpul până spargeți, nu-i dați pe ciocan. După aceea puteți să-i dați pe ciocan, dar înainte să spargeți malțul.
Ok. Acum, dacă vine ceva să bat, dar nu am. Odată inereți faianța și atunci gata. Bun. Este ok. Nu uitați de garnitură. Trebuie pusă. Aceasta are rol să nu spargă faianța. Nu este de etanșeitate, este să preia greutatea. Deoarece este oarece forță. Acum are o poziție. Trebuie să puneți exact. Nu este o forță extraordinară, dar este oricum. Toată greutatea dușului va sta în ea. Este cu vaselină. Este vaselină, de fapt. Este mult cu vaselină. Este un fel de lichid. Nu e chiar lichid, de fapt. Aduce așa ca textură cu vaselină. Este așa o cremă, dar această cremă, ea cel mai mult are rolul de a proteja garniturile orine. Se dă pe garnituri și felul acesta sunt protejate. Deoarece, mai ales cei care nu sunteți instalatori, nu aveți experiență foarte mare, când băgați acestea, este foarte ușor ca să ciupiți garnitura. Dacă puțin, m-ați băgat exact drept, puțin de tot numai o eroare, ci nici nu vă dați seama că ați făcut o eroare, ciupiți garnitura și atunci am timp, ea va curge. Asta este tot. Bun. Acum, cel mai bine este să-l fixez înainte, să nu mă chinui sus. Bun. Și acum să văd unde sunt șurubelele mici.
este puțin ciudat că ăsta nu are cheie Ingus. Și eu nu am la mine. Nu am la mine de care îmi trebuie. Am, da. Dar nu e problemă. O să iau mâine. Tot timpul trebuie să aveți răbdare și nu forțați. Se desface bateria, la fel are un Nimbus jos, se desface și avem o garnitură, o ring, care o putem schimba. Aceasta o ținem, o păstrăm de rezervă. Când strângeți astea, grijă mare să nu frecați, pentru că este inox. În mod normal se folosește o cheie specială. Strângeți foarte tare. El are o garnitură. Și când dați un lampă, vedeți dacă cumva pierde puțin apă, mai strângeți puțin. Dar niciodată nu strângeți exagerat de tare. Așa ceva. Acum. El se mișcă puțin cam ușor, pentru că aici nu i-a strânsit musul, dar îl voi strânge mâine. Și acesta este fotul care vine cu garnituri. Se pune aici, acesta nu se strânge cu cheie niciodată. Dragilor, dușul este gata. Am terminat montajul. Bine, doar bateria, doar coloana de duș. Este funcțional, este în regulă. Acum, vă arăt așa în mare, că stropesc tot pe aici.
Încă nu am pus paravanul și mai iese apă, dar nu e nicio problemă. Observați, are acea funcție de ploaie. Eu sper că v-a plăcut acest video. Este un video mai mult să vă dau o idee celor care nu sunteți instalatori, dar vreți să vă montați o coloană de duș. Este foarte simplu. Vă trebuie să ați ducă de bascule care sunt bazice, o mașină, un bughiu de 5, de 6, aproximativ, în general de 6 sunt. Și după aia o cheie și atâta tot. În rest, orice coloană de duș vine absolut completă cu totul. Și o puteți monta singur de acasă. Este ceva ușor și simplu. Sper să vă ajute acest video și vă doresc multă sănătate și numai bine. La revedere!